În ultimii 3 ani, Freddie Beckett, un scriitor din Fulham, Marea Britanie, și-a suplimentat veniturile așteptând la coadă în numele unor clienți înstăriți, încasând 20 de lei sterline, aproximativ 120 de lei pe oră. În virtutea faptului că este londonez, Beckett spune că este familiarizat cu arta de a sta la coadă și că poate aștepta cu ușurință ore întregi atâta timp cât cineva este dispus să-l plătească pentru asta. TaskRabbit, un site unde poți câștiga banii independent de diverse sarcini, îți permite să listezi diferite activități ciudate, iar clienții pur și simplu te selectează după detaliile pe care le-ai publicat. Apăruseră o mulțime de locuri de muncă care nu cereau calificare și când au văzut asta, m-am gândit că este cea mai ușoară slujbă pentru mine, a declarat Freddy pentru presa locală. Beckett își listează și serviciile de așteptare pe internet și spune că majoritatea clienților săi sunt oameni înstăriți care fie nu au timp să stea ei înșiși la colț, fie nu vor să se deranjeze pentru o asemenea activitate. Cele mai multe cereri presupun să stea la coadă pentru bilete la evenimente și spectacole foarte populare și, deși vara este perioada cea mai aglomerată, a fost nevoie să stea la coadă și afară în plină iarnă. Odată am muncit 8 ore stând la coadă la o expoziție Christian Dior pentru niște oameni foarte înstăriți în jur de 60 de ani. Coada propriu-zisă a durat doar 3 ore, dar m-au rugat să le iau și bilete și să-i aștept să ajungă, așa că am petrecut ore întregi, mi-am plătit cu 20 de lei sterline pe oră. A fost nemaipomenit, a spus Freddy. Într-o zi bună, Freddy Beckett poate câștiga până la 160 de lei sterline pe zi, adică 905 lei, dar acest lucru se întâmplă foarte rar, deoarece înseamnă că trebuie să pleacă 8 ore la coadă. Însă, chiar dacă nu câștigă suficient pentru a face din statul la coadă un loc de muncă în adevăratul sens al cuvântului, Beckett spune că flexibilitatea pe care îi oferă această activitate este un mare atu. Din păcate, nu cred că poți cere mai mult de 23 lei sterline pe oră. Nu necesită niciun fel de calificare sau muncă grea, dar îmi oferă multă flexibilitate și mă pot adapta la programul meu de scris, a spus el.